Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Neața, a început și vlog mă stingi. Oh, vai, e luni. Dimineața. Mie mi-e cam somn. O să schimb aici data asta, să pun 4. Când zi 4. Și m-am trezit, să zic, cu, nu neapărat cu așa bună dispoziție, dar după m-am uitat pe geam. Și ninge afară, mamă. Și ninge așa abundent și s-a depus. Aia e faza că s-a depus. E prima oară când ninge și se depune și pe jos, că s-a depus și pe jos. S-a depus pe topea, acoperiș, pe peste tot, mamă, și așa de frumos. Vai. E chiar foarte frumos să filmez când ies din casă. Și mă duc, pardon, către școală. Pardon. Și da, e foarte frumos. Nu știu, nu prea găsesc cuvintele, că e dimineață, e și de vreme și mi-e somn, ningând afară, nu știu cu ce să mă îmbrac, că trebuie să-mi iau ceva mai grosuț. Dar, da, dar mă bucur foarte mult când ninge. Deci, atât mi-am dorit să ningă și uite, poate ninge și poate, nu știu, probabil se va topi pe parcursul zilei sau probabil se va topi mâine sau nu știu. Așa, dar e bine că măcar acum ninge un pic și da, e foarte frumos. Mă gândeam să-mi iau niște mănuși în dimineața asta, să văd, da, păi eu o să văd cu ce mă îmbrac și o să fie bine. Așa că, da, ninge! Deci eu am rămas acasă până la urmă azi pentru că nu m-am simțit prea bine de dimineață și am zis să rămân acasă și da. Nu știu, poate nu vi se pare că nu m-am simțit bine, însă nu m-am prea, chiar nu m-am prea simțit bine deloc și am zis că dacă tot sunt acasă și să dau jos decorațiunile de toamnă și de aici le dau jos și pe astea, că vedeți că sunt numai dovleci pe aici și nu cred că mai e cazul neapărat de așa ceva și de aia am zis să dau jos, mamă, și de aici la geam și vine lumină destul de puternică. S-a mai topit un pic zăpada, nu mai e chiar așa cum era, s-a mai topit un pic din ea. Și da, dar mai ninge, încă mai fulguie. Sau fulguiește? Nu, cred că fulguie. Nu știu exact. Dar da, am zis hai să dau astea jos de toamnă, că deja le-au cam ajuns. Și aș pune și eu astea de iarnă, decorațiunile de iarnă. Astfel încât mă voi pune acum să le așez sau măcar să iau astea de toamnă jos. Amaze. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close.
forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Și am cam terminat, pot să zic. Aici așa arată, îmi pare rău, știu că vedeți cu puri, dar asta este, e lumina foarte așa natură, că e, v-am mai zis voi, am eu setată foarte mare lumina la cameră. Aici am fost toți moșii ăștia care fac gimnastică, ăsta stă, ăsta cred că e antrenorul, și ăsta e așa de mic, nici nu-l puteți vedea cum trebuie, e foarte mic ăsta. Aici tot așa tot felul, aici am asta cu Xmas. E tot așa foarte multe decorațiune, astea sunt lumânări pe care văd să mă că nu o să le aprind pentru că le stric. Tot așa tot felul de muțunachi, alea două se aprind. Tot așa foarte, 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 foarte multe. Și acolo, și jos acolo. O lăsă mai mult plusuri așa. Aici e de bandă totală în cameră. Deci nu prea vreau să vă arăt. În pat e la fel. Aici totuși mai am câteva lucruri. Și astea. Sunt așa. Aici am niște pernuțe, tot așa de asta. Și uitați aici. Foarte multe. Aici am o urmărare de la Glade. Nu știu dacă puteți voi să vedeți. Că scrie acolo Glade. Uite acolo. Glade Candela. Care tot așa e cu ceva măr și am gândit să o aprind de seară, vedeți că e nouă, care e nu neatins, adică nu vedeți că... Așa, și tot așa, aici am pus foarte multe dintre cutiile astea pe care le-am eu de metal, sunt foarte multe, că am zis că totuși le pun și pe astea, că totuși sunt frumoase. Uite și ăsta, l-am luat anul ăsta, din, bine, mai multe sunt luate anul ăsta, dar ăsta l-am luat anul ăsta din Primark, din București, vă dați-mă că nu e Primark altundeva în România. Și ăsta l-am luat. A fost vreo 17 lei asta, un preț decent, să zic. Am mai zis, în pat este așa, veți vezi că l-am dat alea, m-am suit pe acolo, pe geam, a fost minunat. Cutii, 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 telefonul meu l-am încărcat și aici am foarte multe globuri de sticlă, unul mi s-a spart, însă l-am reușit să-l fac decât să arate ok, nu este aici, e acolo pe bibliotecă, am uitat eu să vă povestesc despre el. Globuri, astea sunt toate cu apă sau ceva lichid, ăsta nu are lichid în el. Asta este destul de vechi și nu mai are lichid în el. Ăsta are, dar s-a consumat puțin, ăsta tot așa are. Aici am mărul ăsta care îmi place mie foarte mult, care e lumânare înăuntru. Și foarte, 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 foarte fain. Asta se aprinde, steala asta, e foarte faină. Aici am un îngeraș, sper că îl vedeți de cât acolo. Aici am eu două punguțe așa de cadou care nu au nimic în ele, vă dați seama. Unul are niște vată și unul cred că e gol sau goală, că e pungă. Așa, poate mai pun ceva aici pe noptieră, că n-am nimic. Sau poate pe cealaltă, că poate pun ceva. Asta s-o dau jos. Și aici trebuie să pun ceva, că nu am pus nimic. Deci să pun neapărat ceva. Deși mai am eu ceva, nu știu. Dacă sunteți de mult, nu știu dacă mă țineți minte. Am eu un brăduț să-l pun imediat. Hainele mele, foarte... Da, deci sunt o grămadă aici. Cum să zic... Ocupă foarte mult loc hainele astea și sunt foarte multe și da. Acolo mai am și șosete de alea de pus așa pe ușă sau mă rog la șemină, dar eu neavând șemină așa. Și foarte, foarte fain și aici am zis că mai decorez cu ceva. Și da, e foarte frumos. Și aia neapărat să o dau jos
Probabil dacă ne încurcă. Deci eu tocmai credeam că filmez, dar de fapt nu filmam. Ok, vă să repet. Sper că v-a plăcut ziua de astăzi, că v-a plăcut această podobeală și de peste tot, din toată camera. Mă bucur că am reușit să decorez, însă nu mă opresc aici pentru că mi-aștept niște lucruri care trebuie să vină și o să mai decorez și după, dar grosul acum s-a făcut și voi mai aplica așa mici detalii pe parcurs. Deci ne revedem mâine cu Vlogmas 6.